Ce plăcere. Ia așa. Ce faci? Scăzi un pic. Mereu am problemă cu ușa asta. Ce faci? Bine. Bine, am venit să vorbesc. Nu știam cine e. Cum ești? Ești mai bine? Da, sunt mult mai ok. Acum m-am calmat, m-am liniștit. Gata. Mi-am trecut supărările, da. Și sper că te gândești la plecare și chestia asta. Gen, ai că-ți joacă șansa. Asta e ideea, în casă. Nu neapărat cu mine sau ceva. Dar cum, voiam, te-am chemat aici ca să discutăm alte aspecte. Cum ar fi? Cum ar fi refuzul tău la date-ul, date-ul pe care ne l-a... Băi, uite care e faza cu date-ul. Că... Nu, ascultă-mă puțin ca să-ți spun eu mai întâi. Că eu am înțeles ideea ta. Eu cred că ar fi fost ok sau drăguț din partea mea să accepți, nu neapărat spre o cunoaștere, că, nu știu, vedeam... Îmi pare sincer rău că l-am făcut, crede-mă. Nu, eu chiar îmi pare rău că l-am făcut asta. Faptul că mi-ai zis că... Încearcă tu să obțin că un date și poate... Nu, faptul că mi-ai zis că mi-aș face eu speranțe false. Nu, eu n-am 12 ani să-mi fac speranțe false și nici îndrăgostită. Și dar n-aș vrea să iei cumva că dacă aș merge cu tine la un date, nu știu, mi-aș bate jos la chestii din asta. Nu sunt genul de persoană care aș bate joc de oameni. Păi oricum n-aș fi luat-o în modul ăsta. Cred că nu sunt genul de persoană care ar lua-o așa. Sper să nu faci asta, pentru că nu mă joc, știi? Chiar nu mă joc și eu prețuiesc cu adevărat ce se întâmplă aici, adică nu e la mișto. După părerea mea sinceră, adică am spus-o și la ISM, sper că ești o fată foarte mișto și interesantă, nu neg asta. Doar că eu respect foarte mult ce se întâmplă între mine și la Lisa și mi-e greu să fac ceva în afara ei, gen, știi, la modul ăsta. Dar a fost foarte greșit cum am reacționat eu și consider că am greșit și îmi pare tare rău că am făcut așa cu date-ul, chiar voiam să mergem. Da, da, ideea e că mi-asum tot ce se întâmplă. Da, ideea e că dacă îți dai seama că nu săream pe tine să fac vreun gest sau chestii de genul ăsta, pur și simplu era... Nu stai, mă, lasă, mi-au eu pedeapsa, te rog, mi-au eu pedeapsa. Sunt lider și pot să... lasă-i în pace, te rog. Nu vreau să-ți faci probleme, serios. Nu e problemă, credem, stai aici, stai, mă, lasă să vorbim. Lăsați-ne puțin, vă rog. Stai, mă, serios. Nu e problemă, nu e problemă, credem. Nu-ți pare ciudat? Completează împreună, cred. Da. Nu-ți pare ciudat că ambele îl doriți pe Ionuț? Asta zic că amândouă îl cheamă în camera roșie, poate pe Ionuț. Nu, cu tine vorbi că e genul ei Ionuț. Păi da. Eu nu știam, eu nu mi-a povestit despre iubitul ei. Ce? Păi ea mi-a spus că e genul ei, dar acum acest gând s-a materializat direct în Ionuț. Nu mi-a spus despre Ionuț. Eu cred că încă mai se gândește la fostul, că și ieri când l-am văzut pe băiatul ăsta, când s-au alat, când a început să dansezi și a adus aminte de nu știu ce melodie. Nu cred. Ei, eu cred că da, mai iesea ceva pe acolo. Nu, e foarte bine. Bianca, eu îl chem pe unde? Păi poate să aștept, nu ți-e jignit. Păi parcă voi să-l chem pe unul să-i pune întrebarea. Păi el a spus că acum relația voastră e cât de cât ok. Da, i-a spus, era Amadeus, dar eu l-am alintat. Eu știu că îl cheamă... Parcă voi să-l chem pe unul să-i pune niște întrebare cu brățara sau nu mai știu. Da, dar l-am văzut pe băiat pe... Dar de ce vrei să o distragi de la Ode? Lasă, fata, continuă cu Ode. Pe Ionuț, cred că a fost. Da, nu, două camere roșii la Ionuț i-aș rom. Nu ar fi frumos din partea mea să-i spun la băiat, în ce scuze ți-am spus. Poți să-i pui și pe conexiune. Nu vezi că Larisa încearcă să te facă să nu mai chem pe Ionuț? Îl ating așa în minte. Măi, să vedem. Face, măi, ai. Ai la sală. Eu am zis că e obraznică, Kinga. Nu, fată, dar n-ar fi frumos din partea mea. Ia, pică urât, lasă în pace. Dar vii ce pic urât, trebuie să-l chem pe Ionuț. Nu te faci, dar să nu mai chem pe Ionuț. Dar pe Ionuț dragea ta că-l chem pe Ionuț, să nici o treabă. Nu, dragea, pe bune că ești eu că nu mai e nimic între ei. Adică, da, știi, grația la tine și o grație, trebuie să vadă. Da, noi suntem la început acum. Cum e când ea se băga, știi? Grația la trebuie să simți ce pe ei. Fata, că nu am pe nimeni în camera roșie, că tati știam că e în cunoaștere cu cineva, pe bune. Ei, lasă fata mea, lasă cu tine, mă duc camera roșie și mă gândesc atunci. Tu te fată cu Odel, că atunci mă gândesc pe cine să chem. Auzi, cam trei opțiuni. Oh, trei? O la și pe Adrian. Ia! Nu cred! Îl țin din mână? Prea vreau să aud. Vede, vorbesc cu doamna Andreea, nu stai aici. E prima oară când vreau să discutăm mai mult. Am vezi că ea ține. Tu discutai și mai mult. Nu vezi să mă duci cu mine, sigur că vrei să pleci? Aș mai fi vrut să vorbesc cu tine. Nu, lasă, așteptă. Încă ce bună e. Nu am vrut să mă înțeles greșit. Mi se pare că ești o persoană foarte drăguță, interesantă, tot ce vrei.
Ideea e că dacă aș ieși cu tine la un date, Larisa, o aș ieși, pur și simplu să ne cunoaștem ca unul. Nu-ți mai arde de mine? Vrei să pleci? Nu, dar nu le zic. Ai, ce jucăușă ea? Nu, că e jucăușă cum a făcut cu două. Stați-ne o secundă, vă rog. Nu, eu nu știu de ce. O dați afară și gata. E nervoasă. Deci, fata, vină din camera roșie. Acum. Și și adio de la tot. Nu, pe bune, dar nu. Auzi. El, nu vreau să zic nimic. El... Scuze-mă, el nu că ar avea ceva cu ea, el așa ține, că așa mă ține și pe mine. Dar nu-ți fată! Ia altcinea pe el! Ia altcinea pe el, afară să-i diabolică! Când lăsa mâna, tot el vinea, pentru că el așa e, se ține o femeie, dar nu neapărat că simte ceva sau că vrea ceva cu ea. El așa ține, așa se pare, nu, ia aici, cum a făcut aici cu Radu, că se tăt, să nu mai facă chestii de-astea cu un bărbat așa. Fata, dar nu, el așa ține, așa, că el așa ține pe mine. Foarte bine, foarte malefică fata asta și eu am simțit, o să te dacă nu vinea spre el, el suta cu mingea, asta era ideea. Înțelegi? Ideea e altă. Eu nu pot să discut cu tine chestia asta pe televizor, în conexiune, pentru că toată lumea se bagă și crede ceva greșit despre mine. Eu nu am o părere proastă despre tine și mi-ar părea rău ca tu să pleci din emisiune, pentru că... Așteptați un pic! Nu te mai să termin, îmi termin propoziția ideea, și plecăm. Ideea, gata, atât. Eu dacă aș spune toate chestiile astea pe conexiune, s-ar înțelege greșit. Înțelegi? Și eu nu vreau să înțeleg greșit. Pentru că eu respect foarte mult pe Larisa și îmi place foarte mult Larisa. Înțelegi? Dar și tu ești o persoană... Nu, Alexandra, lasă-mi faci. Ți-e frică? Nu mi-e frică. Eu nu te văd persoana care să-ți fie frică. Nu mi-e frică, da. Eu înțeleg. Acum să intru în filmul tău și oarecum nici nu vreau să te pun pe tine într-o poziție. Nu mă prim în nicio poziție, mi-o asum totul. Eu nu sunt, nu știu, mie nu mi-e frică de chestii de genul ăsta. Cred că până acum, nu știu, așa mi s-a părut că oarecum eviți chestii de genul ăsta. Nu, stai. Lăsați-ne o secundă, vă rog, asta e casa iubirii, să ne cunoaștem. Nu, stai aici. Nu, dacă vrei să pleci, pleacă. Dacă mă așa ești singur, la revedere. E la revedere. Stai jos. Nu, stai jos și lasă-i în pace, pe bune. Lasă-i în pace, că o să vorbesc cu la Andreea. O să înțeleagă. Nu, o să înțeleagă. O să înțeleagă, cred eu. Lasă-i în pace. Și tu cum ai ieșit așa ca față? Nu, ideea e altă, ți-a spus eu. Serios, stai aici, lasă-i în pace. Mi-aș dori mult să înțelegi că nu am nimic personal cu tine și nu-mi displas sau chestii de genul ăsta, doar că, ți-a spus, îmi respect mult relația pe care o am și pentru mine e importantă chestia asta. Înțelegi? Hai tu, măleșu! Da, tu te-ai uitat la ea, la lasă-l, fată! Nu, eu nu ți-o fost aici de vină. Ea s-o băgat și da, și eu nu ți-o... Dar nu, eu n-am. Da, dar uite, ea când lăsa mâna jos, el repede, din iară punea mâna. T-ai văzut când era pe el, de înțepat acolo? Da, era, numai să te-l săruta. Dar mie nu-mi place deloc. S-a fost făcut mie. Hai, du-te pe aia. Te pupai grijete. Pa. Gata? A, da, vai. N-am văzut ce-a făcut. Intenție. Nu știu ce-a făcut. Nu s-a văzut, doar că s-au îndepărtat. Stai, fetelor, întrebați-o întâi. Nu, mai nu, întrebăm, Larisa, mai nu. Hai, nu, stai, stai o clipă. Nu știm nimic, nu știm nimic. Da, o întrebăm cum a fost. Cu cine a fost? Alexandra! Se gudurește acum, se preface, diabolică fata asta. Ce faci? Cum a fost? A fost bine. Cu cine ai fost? Da, nu poate spune. Secret, discret. Mă rog, așa. Detali. Așa. Cum a fost? A fost bine. Te-ai așteptat? Nu. Păi de ce? Dacă l-a chemat el, s-a... Ia, nu, zic că s-a așteptat, să fie așa. De bine. Da? Te așteptai? Nu mă așteptam să fie așa, dar am rămas plăcut surprinsă. Chiar mi-a prit oarecum. De ce? Ce-a făcut? Te-a luat în braț, te-a luat, domnule, ce-a făcut de ești așa? Ce? Nimic? Nu, pur și simplu... Dar ai fost cu cine îți doreai sau cu cine ai mai vorbit? Secret, discret, ne iubim, vezi numai și în dacă filme. Dacă nu știm cine ai fost? Și nimeni. Ce? Dacă nu știm. Ce? Asta poate e... Poate mi-a zis Kinga. Nu știu, eu n-am spus nimănui, deci habar n-am. Mai gândește-te. Să rămân...